Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt Adriana Silvica Lefter și în acest material vom descoperi informații despre mișcare și repaus. Trăim într-o lume în care mișcarea înseamnă viață și transformare. Pretutindeni sunt forțe care acționează asupra corpurilor vii sau nevii, deoarece este foarte important pentru noi să transmitem informații despre mișcarea unui corp. Folosim multe cuvinte și expresii care exprimă acest lucru. Mergem, ne învârtim, alergăm, sărim, urcăm, coborâm, zburăm, ploaia cade, vântul bate, toate acestea exprimă mișcare. Există și expresii care arată că un obiect nu se mișcă, a stat pe loc, a încremenit, s-a oprit. Nu există formule sau definiții suficient de clare pentru a descrie starea de mișcare. Mișcarea se vede și se simte. În toate situațiile din viață întâlnim mișcare, dar haideți să vedem cine se mișcă și cine ce stă pe loc. Spunem despre un corp că se află în mișcare sau în repaus atunci când ne alegem și un reper. Dacă un corp se mișcă față de reper, spunem că se află în mișcare. Dacă poziția lui rămâne neschimbată față de reper, spunem că se află în repaus față de acel reper. De exemplu, luăm ca punct de reper formațiunile de relief. Spunem că baloanele se află în mișcare față de aceste formațiuni. Dar dacă luăm ca punct de reper balonul, spunem că oamenii care se află în balon sunt în stare de repaus. Un copil se plimbă cu tatăl în parc. Ei se află în mișcare față de bancă, față de copac, obiecte care sunt nemișcate. Băiețelul se bucură de o zi de toamnă în natură. El se mișcă față de copac. Mai sunt și alte corpuri care se află în mișcare? Sigur că da. Frunzele, iarba, care sunt mișcate de vânt. În parc, fiica se plimbă cu tatăl cu bicicleta. Porumbeii se află și ei în mișcare, la fel și alte persoane care se plimbă în parc. Observăm desigur și persoane și obiecte precum banca, copacii care sunt nemișcate. Dacă mișcarea de pe bicicletă este în linie dreaptă, există și mișcare circulară la roata din parc și mișcare ritmică în cazul leagănelor. Este acum rândul vostru să faceți o listă pe caiet cu toate obiectele aflate în mișcare pe care le veți identifica în versurile următorului cântec. Bate vântul frunzele, se învârtesc moriștile. Rândunica pe sus zboară, iar eu trag zmeul de sfoară. La revedere, copii!